Asta a fost una dintre cele mai dure lecții pe care a trebuit să o învăț. Și anume, atunci când ești people pleaser, de fapt nu ai personalitate. Și mi-a luat foarte mult timp să accept treaba asta și mi-a luat foarte mult timp să-mi dau seama că și eu eram un people pleaser, pentru că mi se părea firesc să fac ce vrea lumea, să acționez cum vor ceilalți, cum vor oamenii din jurul meu. Ba din contră, mă duceam și întrebam, dar cum vrei să acționezi, dar ce vrei să fac? Asta vine pe fond de traumă, pentru că în copilărie, în general, cei pe care îi vedem ca autoritate, fie că sunt părinți, profesori sau alte persoane, ne induc ideea, ne setează în creier ideea că numai dacă acționăm în felul în care vor ei și cum vor ei și după standardele lor, numai atunci putem primi validare sau numai atunci suntem importanți sau numai atunci primim premii. Știți că e și chestia aia cu faci X lucru, cum ți-am zis eu, primești o ciocolată, știți, și toate chestiile astea. Și treaba asta ne rămâne setată în creier și ulterior și ca adulți căutăm să facem același lucru, să-i mulțumim pe ceilalți din jurul nostru, să facem cum vor ei, să vorbim cum vor ei, să acționăm cum vor ei, să gândim cum vor ei, să facem totul cum vor ei și ajungem în punctul în care ne simțim sufocați și ne dăm seama că viața nu ne place și că nu ne reprezintă și stăm și ne gândim oare de ce? Unde am greșit? Ce este în neregulă cu viața mea? Și ușor, ușor încep să-și te prins că, băi, stai un pic, că de fapt eu sunt un people pleaser și că de fapt n-am făcut nimic din ce am vrut eu, ci am acționat cum au vrut ceilalți, prin urmare personalitatea mea este zero barat. Ia, hai să încerc să mă descoper. Ce este și mai trist în situația asta e că în momentul în care încep să faci treaba asta, în momentul în care nu mai acționezi cum vor ceilalți din jurul tău, cum nu mai faci ce vor ei, nu mai vorbești cum vor ei, nu te mai comporți cum vor ei, automat nu mai ești bun. Automat nu mai ești bun. Dar ce s-a întâmplat cu tine? Că tu nu erai așa. Dar tu nu erai atât de agresivă. Dar tu nu vorbeai așa. Dar tu nu făceai așa. Dar tu erai un om atât de bun. Asta pentru că făceai ce voiau ei. Da? Nu pentru că îți respectau acțiunile sau pentru că te respectau pe tine ca om. Și mi-a luat ceva timp să-mi dau seama de treaba asta și a fost una dintre cele mai dure lecții, v-am spus, în momentul în care am realizat, am conștientizat și am acceptat că, bă, stai un pic, că personalitatea mea e zero barat, că personalitatea mea nu există, în mintea mea este conturată, dar în realitate eu nu o pun în practică și asta pentru că simt constant nevoia să primesc aprobarea celor din jur, să fac ce vor cei din jur. Și da, mi-am dat seama că, băi, ar trebui să conteze puțin mai mult lucrurile pe care vreau eu să le fac, cum simt eu că trebuie să le fac, să vorbesc cum simt eu, nu cum simt alții. Chiar și pe YouTube mi se întâmplă treaba asta de foarte multe ori și mai ales la început mi se întâmpla, dacă ai vorbit mai nu știu cum, dacă ți-ai antrenat puțin vocea să fie mai suavă, ai avea mai mult de câștigat. Dacă ai face content despre nu știu ce, ai fi mult mai interesantă. Dacă ai face X lucru, nu știu cum, ai fi mult mai bună, știți? Și chestii de genul ăsta. Pentru că oamenii simt nevoia să-i modeleze pe ceilalți. Adică vor tot din adinsul să-i modeleze pe ceilalți. V-am mai spus de povești din astea în care anumite fete voiau să intre în relație cu un anumit băiat și le auzeam cu, spuneau, lasă că-l schimb eu, lasă că-l dresez eu, lasă că-l fac eu. Dar de ce să simți nevoia să faci chestia asta? De ce să simți nevoia să îl contorsionezi pe un om după plăcerile tale sau după nevoile tale? De ce să nu-l lași în pace să existe așa cum e? Pentru că el aia este. Dacă nu știe până la vârsta aia cine e problema lui și dacă tu simți nevoia să-l contorsionezi, înseamnă că nu e omul potrivit pentru tine dacă simți nevoia să-l schimbi. Da? Înseamnă că nu e omul potrivit pentru tine. Dar cea mai dură chestie asta este în momentul în care începi și faci pași în direcția în care vrei tu și te
duci în direcția personalității tale și își faci lucruri asumate de tine și pentru tine și cum vrei tu și vorbești cum vrei tu și acționezi cum vrei tu, ceilalți din jur încep. A, păi da, erai o fată atât de bună, dar acum nu știu ce s-a întâmplat cu tine, că te-ai transformat. A, păi da, dar nu mai ești cum erai. A, păi da, și iar ăștia sunt oamenii cei mai toxici. Din păcate, trebuie să te împaci cu ideea că o să trebuiască să renunți la ei. Da, fiindcă în momentul în care ei sunt dispuși să te contorsioneze, să te facă, să te transforme, să îți facă din viața ta un tăvălug care să le convină lor, dar în momentul în care ajungi să trăiești pe termenii tăi sau cum îți place ție, nu mai ești ok, ăia sunt oameni toxici și n-ai ce să faci cu ei. Oamenii ăia nu te vor respecta niciodată, nu te vor valida niciodată, nu te vor iubi niciodată, da? Ideea asta că iubirea trebuie să vină la contracost, da? Altceva, e o tâmpenie, nu există. Așa că gândiți-vă și spuneți-mi dacă și voi ați observat treaba asta, că în momentul în care ajungeți să faceți lucrurile cum vreți voi, cei din jurul vostru încep să vă spună tot felul de chestii, de replici din astea, dar nu, că înainte erai o fată bună, dar înainte erai un om bun, dar înainte, vai ce bine era cu tine când erai mai ascultătoare și chestii de genul ăsta. Dacă ați observat așa ceva, let me know.